Zeci de elevi din Botoșani au pierdut bursa bani de liceu după ce au acumulat un număr important de absențe nemotivate de la orele de curs. Potrivit unei situații prezentate de Inspectoratul Școlar Județean, dintr-un total de aproximativ 3300 de beneficiari, 41 dintre aceștia au pierdut ajutorul financiar oferit de stat. Școlarii au avut peste 20 de absențe. Bursa bani de liceu este în valoare de 180 de lei. În primul semestru al anului în curs au fost înregistrate în jur de 630.000 de absențe în învățământul botoșănean.